Înainte să vizionezi acest episod, nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube. Salutare microbiștilor! Suntem la Ploiești, unde se întâlnesc Petrolul și Concordia Chiajna. Să mergem pe stadion! Etapa 14 a Ligii Secunde începe cu un meci foarte tare al acestei divizii, meciul dintre ocupanta primului loc Petrolul și ocupanta locului al treilea Concordia Chiajna. Cele două au un sfârșit de an de foc. În ultimele trei etape gazarii vor întâlni după acest meci pe Hermannstadt în deplasare și pe Universitatea Cluj pe teren propriu. Sperăm că de acea dată va fi cu spectatori în tribune, pentru că în mod normal la sfârșitul lunii noiembrie expiră interdicția suporterilor, care până la urmă s-a dovedit a fi nefolositoare, pentru că știm foarte bine, România ar fi avut nevoie de fani la meciul cu Islanda. În timp ce Chiajna are și ea un sfârșit de foc al acestui an, după meciul cu Petrolul, va avea un meci mai lejer, să spunem, de contra celor de la Dunărea Călăraș, pe teren propriu, apoi urmând a juca și cu Hermannstadt. Petrolul și Concordia sunt două echipe care candidează în acest an la promovarea în Liga 1. În acest moment, după 13 etape, Lupii Galbeni și băieții de la Concordia se află la diferență de 6 puncte, fiind practic cele mai în formă echipe în acest moment. Găzarii au 11 victorii consecutive, cel mai lung șir de astfel de victorii. Mă rog, bine, statistica spune că în ultimul deceniu Petrolul are cele mai multe acumulate după 13 etape, 36, nicio echipă nu a mai reușit acest lucru. În afara meciurilor cu CSEA Steaua, acest meci reprezintă pentru ambele echipe un adevărat test în acest sezon, pentru că nu s-au întâlnit cu echipele care se bat la locurile de play-off. Deci, practic, ne vom aștepta la un duel destul de încrâncenat. Petrolul este o formație foarte bună din punct de vedere ofensiv, cât și defensiv. Este al doilea atac din Liga Secundă, în spatele celor de la Buzău, care au avut niște victorii foarte răsunătoare în fața celor de la Unirea Constanța și Dacia Unirea Brăila. Petrolul este cea mai bună defensivă, după cum spuneam, are 4 goluri primite în acest sezon, numai unul pe teren propriu, și chiar și Chiajna este o formație foarte bună din punct de vedere defensiv, a doua cea mai bună apărare, cu doar 5 goluri primite. În această seară mă aștept la un meci destul de pragmatic, probabil cele două echipe vor să plece cu cel puțin un punct din acest meci, fiind primul test important, dar Petrolul leagă o serie fabuloasă pe teren propriu, are 7 victorii din 7 posibile în acest sezon pe teren propriu, cu 19 goluri înscrise și numai unul primit, deci mă aștept poate la o victorie a găzarilor, mai ales că cele două piese ale importante, adică atacanții celor de la Chiajna, Lulacu și cu Voicu, au împreună mai puține goluri decât golgheterul Petrolului Diara. Golgheterul Petrolului are 9 goluri înscrise și poate atinge o bornă importantă dacă scrie și în această seară, ajunge la 10 goluri, egalându-l pe Chică Roșă de la Buzău. În timp ce cei doi atacanți ai Concordiei au împreună 8 goluri, câte 4 de fiecare. Și, cum am spus, Petrolul o formație foarte bună din punct de vedere defensiv, un singur gol primit până acum pe teren propriu și nu cred că vor primi și în această seară. Rămâne de văzut. De altfel, Chiajna are cel mai slab atac din top 10, primele 10 echipe ale Ligii Secunde până în acest moment, numai 17, iar Petrolul se poate baza și pe alți jucători în afară de Diara, cum ar fi Vaiuși cu 6 reușite și Mario Bratu cu 4 reușite. Totodată, Petrolul nu are amintiri prea plăcute cu Concordia. În sezonul trecut s-a pierdut în play-out un meci al durerii. Atunci cele două întâlniri în play-out, anul ăsta, bineînțeles, cred că se vor întâlni în play-off. Însă atunci Concordia s-a impus cu scorul de 1-0. Practic, aceea este ultima înfrângere a găzarilor pe teren propriu, în urmă cu 9 meciuri. Deci 9 meciuri au trecut de când Petrolul a pierdut pentru ultima dată pe Ilie Oană. Totuși, cele două echipe s-au întâlnit într-un meci amical înaintea sezonului. Petrolul s-a impus cu scorul de 2-1, tot aici, pe Ilie Oană. Golurile au fost înscrise de Diara și Constantinescu, în timp ce pentru Chiajna a înscris Gabi Deac, un fost jucător al Petrolului. De altfel, în lotul Concordiei se mai află un fost petrolist, un jucător care chiar iubește acest club și a venit să-l ajute la greu în ligile inferioare, Ligii Secunde, Nini Popescu. Poate că și în această seară va marca Diara, pentru că se află titular, în timp ce Constantinescu este numai rezervă.
Denotat că antrenorul gazdelor, Nae Constantin, mizează în această seară pe doi jucători care s-au aflat în loturile echipelor naționale de juniori. Țicu, capitanul echipei, a evoluat 45 de minute în urmă cu două zile în amicalul disputat de România Under 21 în Italia, în timp ce Pârvulescu s-a aflat în lotul echipei Under 19 la un turneu preliminar pentru Euro 2022, dacă nu mă înșel, sau 2023, și nu a jucat în ultimul meci de acum două zile cu Turcia, însă a făcut-o în meciul cu San Marino. Echipa gazdă a câștigat deja un meci în această zi. Petrolul 52 a luat mărcile Petrolul Ploiești, astfel începând de astăzi sau zilele acestea, această entitate va fi oficial Petrolul Ploiești, pentru că au fost niște probleme de ordin juridic la echipă, însă petroliștii se pot bucura de această veste și cei din teren le pot aduce cele 3 puncte la finalul zilei pentru o zi excepțională în tabăra galben-albaștrilor. Când am amintit foști jucători care au jucat la Petrolul de la Chișinău, l-am omis chiar pe Younes Hamzau, un adevărat idol în Ploiești în anii precedenți promovării în prima ligă, ani de glorie ai Petrolului, când au câștigat și Cupa României. Eu recunosc că și eu l-am iubit foarte mult pe Younes Hamzau, fiind un atacant extraordinar al acelei perioade. După primele 45 de minute pe Ilieoană, Petrolul și Chișinău au avut un joc destul de tacticizat, au așteptat greșeala adversarului, însă Petrolul este cea care a avut ocaziile în această repriză. Chișinău nu a avut nicio ocazie notabilă. La Petrolul putem nota un șut destul de periculos al lui Vaiuși din 5 metri lateral în brațele portarului, însă cea mai controversată fază a reprizei a fost momentul în care Sergiu Pârvulescu a intrat în careul Chișinăului și a centrat la firul ierbii. În acel moment, din punctul meu de vedere, mingea a atins clar mâna apărătorului Chișinăului și trebuia acordată lovitură de la 11 metri pentru găzare. Arbitrul nu a fost de această părere și până la urmă a ieșit un corner. Însă sper că vom avea mai mult spectacol în repriza secundă, pentru că spiritele s-au încins și cu siguranță orgoliile vor fi mari, iar cele două echipe clar își doresc victoria. Deschide scorul în minutul 81. Sera Diarovici înscrie după o lovitură de corner de colț, bătută excepțional. Lupi pot agea 12 victorii consecutive. Petrolul.
Final de meci pe Ilioana, Petrolul își continuă parcursul fabulos, ajunge la 12 victorii consecutive și a 8-a victorie din acest sezon pe teren propriu din 8 posibile. O învinge pe Concordia Chiajna, a doua repriză a fost destul de săracă în ocazii. Chiajna a avut o ocazie oarecum mare, în urma unei devieri Raul Avram a respins din fața porții, iar apoi cea mai mare lovitura de tratu practic. În minutul 81, Iarović înscrie cu capul în urma unui corner executat de Pană. În gura porții, toți jucătorii Petrolului, defensiva Chiajna a fost depășită total. Am și răgușit pentru că mă bucur extraordinar. Petrolul se distanțează la 9 puncte de Concordia Chiajna, ocupanta locului 3, și totodată și de Ucluj, care se află pe locul secund. Șepcile roșii urmează să joace marți contra Stelei în București și este un meci destul de greu. Deci Petrolul poate lua un avans considerabil față de locul secund. Multe persoane spun că la cornerul executat de Pană, din urma căruia a fost gol pentru Petrolul, nu ar fi fost corner, jucătorul petrolist ar fi dat mingea în aut, însă pot spune că este o lege a compensației pentru penaltiul clar neacordat în minutul 40, când apărătorul Chiajna i-a atins mingea cu mână. Episodul nostru de la Ploiești se încheie aici. Petrolul este victorioasă după acest match. Rămâne să ne vedem în vlogurile următoare. Stați aproape de Shoot și Gol, pentru că suntem dincolo de execuție. Ciao, ciao!